Data trecută de mare! Hai odată, fă-te odată! Băga-mi așcarul! Deci da, din păcate, biserica nu se poate repara. După cum vedeți, sunt treptele distruse din cauza unui bug. Dar, sincer să fiu, arată destul de șmecher așa cu scările futute. Bun. Arată mult mai rustic de fel. Și dacă tot am adus atâtea roabe, hai să termin și aici. Bun. Hai. Da, ăla e mai lung. Wow. Foarte, foarte simetrică e grăgina. Da, arată foarte simetric. Știi ceva? Mă doare în pulă. Ce face? La păsări. Salutare, națiune, și bine v-am regăsit la un episod din seria The Forest. După cum ați văzut unii dintre voi data trecută, reușisem să terminăm sicriele cu bine, la fel și grăgina, însă de data aceasta o să fim nevoiți să terminăm și cu pereții grăginii, atât cu pereții grăginii, cât și cu pereții cămarei. Iar pentru asta o să dureze ceva. La fel, o să fiu nevoit să ucid un mistreț ca să aduc capul la bază pentru a-l pune pe post de trofeu. Că na, v-am spus că vreau să fac trofeul de aur Trophy Hunter, iar acel trofeu îl poți obține dacă vei decapita toate animalele, punându-le capetele pe post de trofee. Iar da, unul din animalele acelea voi decapita în episodul ăsta. Da. Desigur. A, uitasem de capcanele alea. Băgameaș. Da, mă duc să vâslesc cu Pluta. Și revin. Cred că trebuie să fac una separat, nu? Wow. Iar trebuie să tai copaci. Da, voi face o plută nouă, asta e. Voi face o nouă plută ca să avem de rezervă. Unde ești, porcule? Unde-i porcul ăsta? Pe aici se spawnează. Ah. He? Ah. Cred că am omorât unul și l-am lăsat așa să zacă. Dar după atâtea zile, să nu dispară de pe hartă, wow. Na, m-am plimbat toată noaptea, am jucat leapșa cu proștii aia. Ok, contează că avem capul. Avem capul și aia contează. Faza e că nu-l putem pune aici. Din păcate, în houseboat.
ceea ce vom fi nevoiți să... Na. Să întoarcă pulărul ăsta, houseboat-ul, că dacă mă întorceam cu Pluta, pica capul în apă în pula mea, nu știu, e foarte complicat. E foarte greu în jocul ăsta să care un cap de animal. Că na, trebuie unul să vâslească extra, dar și așa ai cădea în apă cu tot cu cap, nu știu. Vedeți acolo că am decapitat și un, era să zic un cerb, o căprioară. Numai că na, când o decapitasem, nu știu dacă s-a filmat. Cred că am decapitat-o fără ca să filmez. Însă nu-i greu de omorât căprioare. Va fi greu cu broasca aia țestoasă, care e diferită față de cele de pe plajă, și rațele. Da, mai bine aici. Na. Intri pulă. Hai că a intrat. Avem un nou membru pe insula pulifricilor. Și acest tip dorește să fie anonim. Însă, na, nu știu ce să zic despre asta. Că, na. M-a ajutat să caut pietre sau nu? Colecționați pietre! Ne trebuie o grămadă de pietre. Deci da, în serverul nostru a mai intrat un anonim pe care îl cheamă Oh God Victor. Era să zic Sictir. Îl cheamă Victor, dar îmi tot vine să zic Sictir, nu știu de ce. În fine. Contează că e aici prezent cu noi și ne ajută. Nu așa pulă. Da, se benoclează în inventar. Foarte tare. Mai bine de atât nu se putea. Deci da, durează ceva, însă contează foarte mult să țineți porțile închise. Atâta doresc de la voi. Cei cu coșina asta, ce Porsche. Coșină. Arată fain așa cu acești pereți. Păi da. Iară coșină. Iară Porsche. Între timp o mai pus ăsta niște blueprint-uri. Arată mult mai bine cu două straturi. Nu știu, zic și eu. A, acum na. Pe bune? Pe bune? Ești retardat mental? Vai ce ți-aș crăpa capul ăla!
Ce ți-aș fute una în bena aia? De bou! De vită încălțată! De ce-i chemi? Ce? Dar bânăcan! De ce-i bagi în tovă? Iau razda! Cu cretini ăștia! Nu mai pot! Iau razda! Fuck! Iar ai murit! Iar ai murit! Deci ca în filmele cu proști! Pe ăla doare fix în pulă în timp ce ăsta borăște în drași! Vâzlește odată! Acum plutește! Plutește pe apă! Pe! Uuuu! Bă! E ca în filmele cu proști! Doamne mare ție grăgina! Ce mi-a futut ăsta? În sfârșit a murit cretinul ăsta. Hai vâslește tu pulă. Până vâslești tu. Uitați-vă și voi cum plutește ăsta. De ce m-am mâncat în curte să joc cu tine jocul ăsta? Păcă mi-aș pula să-mi bag. Iar tu ce faci? Vâslești sau ce faci? Vâslește odată! Efectivul doare în pulă. Vâslește ca un handicapat. Nici nu-și ia damage. Doar vreau să zic ce el. Băi, ce ți-aș fute niște pumni? Dezbiasă căcatul pe gură, să bag pula că nu. Vine să distrug televizorul de nervi. Acum te benoclezi la soare. Să ți se ardă ochii cu vitamina D în pula mea. Tu te împizi, da mătii. Eu nu mai pot cu cretinii ăștia. Sunt peste limitele mele. Așa ceva. Este ultima oară când m-ai deschis poarta. Ai înțeles, pulă? A. Ba văd că n-o înțeles. Măcar ți s-au salvat itemele, nu? Ce păcat. Nu i s-au salvat itemele. Păi na, meriți, pulă, meriți. De ce-i chemi? Lasă-i dracu afară acolo, în curcea lor acolo, să se coțe toate morosăcilii sau mirosăcilii. Dă-i în pula mea. Hai că suntem aproape gata. Ok. A, vrei să spui că nu... A, era poarta închisă? Păi și așa, tu ești de vină că te apropii de ei, nu știu. N-ar mai trebui să ne apropiem de ei până când nu terminăm platforma. Când terminăm platformele ca să stăm deasupra, atunci mai vorbim. Na, s-a făcut și noapte
Și am terminat și aici. Da, ne mai trebuie câteva. Mamă, ce mi-a crescut tensiunea. Deci la faza aia când ne-am dat heal și o căzut în apă, mi-a crescut tensiunea. Am avut 180. Băga mea și pula mea de viață.